Și asta e informația momentului, doamnelor și domnilor. Prințul Fugar, prințul Paul de România, a fost prins la Paris. Înțelegem că în aceste momente se fac procedurile pentru încarcerarea acestuia, pentru că a fost și arestat acolo. Bianca Ogarcă vine cu detalii. Te ascultăm, Bianca. Bun găsit tuturor, într-adevăr o informație de ultimă oră, iată, în urma activităților dintre România și Franța a fost depistat prințul Paul al României, iată, autoritățile l-au depistat pe acesta la Paris. În acel moment a fost reținut și arestat și bineînțeles că vor începe, iată, procedurile pentru aducerea acestuia în țară. Vă reamintesc faptul că Paul de România este dispărut fără urmă, a fost dat în urmărire în decembrie 2020, când a fost condamnat definitiv de instanța supremă la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul retrocedării ilegale a fermei regale de la Băneasa.